De unde veniți? De acasă. Dumneavoastră. Declarații proprii, unde aveți? Doamna? Așa au fost întâmpinați începând din această dimineață de către echipajele de poliție și jandarmi cei care au intrat în comunele de lângă Timișoara. Ordinul de carantinare zonală pentru 14 zile a fost dat aseară de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Dumbrăvița este carantinată. Păi mergem acasă, nerviță. Și? Și carantinată, nu mai aveți voie, fără buletin, fără declarație, fără adeverință. Mai chem pentru calul de fătu, adeverință sau declarație proprie răspundere, aveți? Nu. N-am înțeles. Nu, n-am aveți. De ieri noapte s-a instituit carantină în comuna Dumbrăvița, trebuie să aveți. Rău să trageți pe dreapta. Nu știați că a intrat în carantină? Nu. Și unde merge? Acasă. Astăzi s-au dat avertizmente, însă de mâine cei găsiți fără documente nu vor mai fi lăsați să intre în localități sau vor fi amendați. Deplasările în cele patru comune pot fi făcute doar în baza unei declarații și cu un motiv întemeiat. Din punctul meu de vedere, sunt măsuri luate pe hârtie, nu sunt sustenabile. Nu cred că asta e o soluție pentru a se rezolva problema. Că nu se prea respectă. Na, masca nu se prea poartă cum trebuie. Nu s-a respectat și nici nu o să se respecte în continuare, că nu suntem educați în sensul ăsta. Așa că o să suportăm consecințele. On and on and on. Începând de astăzi vor fi introduse echipaje de patrulare pentru a-i depista pe cei care nu respectă carantina. Cele patru comune periurbane sunt pentru a doua oară în carantină zonală. Au mai fost în această situație la începutul lunii noiembrie. Ba mai mult, în cazul Dumbrăviței am putea vorbi de o a treia carantină, întrucât prima etapă s-a prelungit cu încă două săptămâni. În cele patru localități, rata de infectare depășește 6 la 1000 de locuitori. Nici Timișoara nu este într-o situație foarte bună. În ultimele zile a crescut acea rată de infectare și se apropie și a vertiginos de 6 la 1000 de locuitori. România a registrat astăzi 3082 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar rata de infectare a ajuns la 19,5%. 1065 de pacienți sunt internați pe un pat de spital la terapie intensivă, iar 62 de români care erau infectați cu noul coronavirus s-au stins din viață în ultimele 24 de ore. În ceea ce privește vaccinarea, de la începutul campaniei și până acum s-au imunizat peste 100.000 de persoane. Ritmul nu este însă cel dorit de către autorități.